tuturor. Este ora 9:00. Eu propun să începem. Conform agendei noastre. Întâi de toate, haideți să discutăm despre ordinea de zi, dacă ea a fost expediată tuturor membrilor comisiei. Vă rog să vă expuneți dacă sunt careva obiecții asupra agendei noastre. Dacă nu, atunci noi, eu vreau să vă anunț că decizia de a audia raportul Procuraturii Generale privind investigarea devalizării sistemului bancar, ea este obligațiunea noastră conform hotărârii numărul 43 din 17 octombrie 2019, prin care articolul 5 spune că va solicita Procuraturii Generale examinarea cauzelor stagnării admise de către Procuratura Anticorupție în perioada 2015-2019 și va prezenta către Parlament în termen de 30 de zile unui raport privind investigarea devalizării sistemului bancar, iar conform articolului 8 acestei hotărâri, controlul asupra executării prevederilor articolului 5 se va exercita de către Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Eu vreau să mulțumesc colegilor din Procuratura Generală, domnul Procuror General Adjunct Popov, eu cred că dumneavoastră, da, ați venit să prezentați acest raport și am să vă rog să o faceți. Mulțumesc frumos, bună ziua la toți! Din hotărârea Parlamentului 143 din 17 octombrie 2019 rezultă trei aspecte. O să încep de la descrescătoare. În litera C este indicată a prezenta către Parlament în termen de 30 de zile un raport privind investigarea devalizării sistemului bancar. Acest raport a fost prezentat anterior de către Procurorul General interimar, domnul Dumitru Rogu. Toate informațiile care au fost prezentate de către Dumitru Rogu au reieșit în exclusivitate din notele informative prezentate de către Procuratura Anticorupție. La momentul când a fost investit în funcție domnul Stoianov, nou procuror general, dumnealui a ridicat problema că, de fapt, în hotărârea Parlamentului s-a cerut o informație nu de la Procuratura Anticorupție, dar de la Procuratura Generală. Și s-a solicitat anume de a clarifica motivele tergiversării acestor investigații și stagnării acestor anchete. În acest context, logic ar fi că noi nu am putut să ne bazăm doar pe informațiile care au fost prezentate de către Procuratura Anticorupție, presupunând în fond că ar fi necesar implicarea în acest dosar, simplu de tot, minimum studierea lui și aprecierea dacă toate informațiile prezentate până la ziua de astăzi mai multor autorități, dar asta a fost și Parlamentul și Guvernul la nivelul primului ministru și președintele, dacă ele au fost veridice și corespund materialelor dosarului penal. Cu toții ați fost observatori la ce s-a întâmplat în ultimele zile în context cu dispozițiile Procurorului General privind numirea unui control la Procuratura Anticorupție, în care în special urmeau să fie verificate dosarele penale de rezonanță social sporită și în special dosarul privind devalizarea sistemului bancar și frauda bancară. Până la ziua de ieri, procurorul anticorupție, procurorul șef anticorupție Viorel Morari a opus o rezistență acestui proces și practic, dacă să recunoaștem, până la zi, procurorii Procuraturii Generale nu au avut acces la acest dosar. Respectiv, nu putem să ne asumăm răspunderea pentru toate informațiile care au fost prezentate până acum, pentru că reieșind din faptul că a fost numită o nouă conducere, în totalitate o nouă conducere la Procuratura Generală, a fost pusă ca sarcină primordială
de a clarifica ce este cu dosarul acesta, care este ca fenomen evoluția lui, cum a derulat parcursul anilor, câte dosare penale au fost în general pornite, pe care subiect, care a fost valoarea prejudiciilor cauzate, câte dosare penale au fost investigate și finalizate, câte au fost diferite justiții pe care subiecti, cu ce fel de cu valoarea prejudiciilor respectiv, care au fost restituite și așa mai departe. Și respectiv, care dosare au rămas în gestiune la moment. Până la etapa dată, noi nu avem aceste informații, nu avem o listă a acestor dosare, și din cele pornite, și cele din gestiune, și cele care au fost finalizate cu diferirea justiției. Respectiv, rămânem pe poziția că informația care a fost prezentată anterior de către Procurorul General interimar, pe numele președintelui Parlamentului, rămâne la discreția dumneavoastră a o aprecia atât din punct de vedere a conținutului, cât și a veridicității ei. Eu nu pot pune mâna în foc pentru toate informațiile respective, pentru că nu am avut acces nici eu, în calitate de adjunct responsabil pe segmentul urmăririi penale, și nici Procurorul General Stoianoglu, n-am avut acces la aceste materiale acestui dosar penal. Urmează în timpul cel mai apropiat, deoarece abia ieri, fiind invitat la Procurorul General, Procurorul Șef Anticorupției Morari, a acceptat delegarea conform ordinului Procurorului General și respectiv transmiterea tuturor împuternicirilor Procurorului Șef Interimar Anticorupție, domnului Gavajuc, care urmează deja să prezinte materialele acestui dosar ca să fie în cadrul unui grup constituit pe lângă Procurorul General studiat, apreciat și raportat absolut la toate informațiile care au fost prezentate până la zi tuturor autorităților statului. Respectiv, în contextul dat, cu informație pentru care noi să putem răspunde, o să vă prezentăm în cel mai apropiat timp posibil. Cu referire la intensificarea colaborării serviciilor speciale ale altor țări în vederea investigării fraudei bancare, în special cu FBI. Asta e unul dintre al doilea puncte din hotărârea Parlamentului specificat anterior. O să vă informez că în octombrie 2019, Procuratura Anticorupție a realizat o deplasare în Letonia, una din țările în care s-au aflat băncile prin care au trecut cele mai mari sume de bani din sistemul bancar moldovenesc. S-au întrunit experți din mai multe țări, Moldova, România, Letonia, Estonia, au convenit asupra creierii unui grup de lucru comun cu implicarea mai multor experți din toate țările chemate a fi membri a grupului, respectiv sub egida Eurojustului, în care țara noastră are calitatea doar de observator, folosindu-ne de oportunitățile situației Letoniei, care este membru a Eurojustului, ca să realizăm o anchetă sub aspect financiar bancar și cu posibilitățile și oportunitățile implicării experților străini. La momentul de față, iarăși, după câte ni s-a raportat de către Procuratura Anticorupției, în special șeful grupului de urmărire, Octavian Iachimovski, sunt căutate posibilitățile de finanțare a acestui grup și, respectiv, sunt pe ultima sută de metri de identificare atât a experților străini cât și a experților naționali pentru participarea în acest grup de lucru. Cu referire la implicarea FBI-ului în aceste investigații, iarăși, fiindu-ne raportat de către Procuratura Anticorupție, am înțeles că cu ceva timp în urmă au avut doar o singură întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii. În cadrul acestei întrevedere a fost pusă problema de perspectivă privind implicarea FBI-ului în investigații. Până la zi au recunoscut că nu au careva implicări a acestei instituții
în ancheta din Republica Moldova și încă nu au stabilit segmentul pe care ar putea să implice această entitate. Săptămâna trecută, procurorul general Alexandru Stoianoglu a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, la care a pus în discuție posibilitatea oferirii unei asistențe din partea FBI-ului și, în general, ambasadei Statelor Unite, cu referire la aceste anchete. Urmează, după ce Procuratura Generală va verifica și va evalua starea de lucruri pe acest dosar, să vedem pe ce componentă și în ce măsură FBI-ul poate fi implicat și ca să ne asiste în desfășurarea investigației. Cu referire la examinarea cauzelor stagnării. În primul rând, primele concluzii care au fost făcute de către Procuratura Generală cu privire la desfășurarea urmăririi penale pe acest dosar este că nu s-a simțit o ritmicitate și, de fapt, a fost o investigație mai mult haotică. Un plan bine determinat cu stabilirea perspectivelor pentru toți membrii grupului de urmărire implicați, până la ziua de astăzi nu este. Sau mai bine spus, el nu ni s-a oferit ca să noi să-l apreciem cam care este direcția de activitate a grupului de urmărire și care sunt perspectivele pe termen scurt, mediu și lung. Până la ziua de astăzi nu este clar din notele informative prezentate care sunt rezultatele reale ale investigațiilor privind alocarea garanțiilor de stat în valoare de peste 14 miliarde de lei în noiembrie 2014 și martie 2015, inclusiv privind activitatea din martie 2015 a Comisiei Speciale instituite de către Ministerul Finanțelor referitor la acordarea garanțiilor de stat în valoare de 47 milioane de dolari SUA. Respectiv, la fel nu este clarificat ce e cu vânzarea de către responsabile din cadrul Guvernului în 2013 a pachetului de acțiuni a societății pe acțiuni Banca de Economie, precum și administratorilor băncilor și conducerea băncilor falimentate. Totodată, până la zi, iarăși, nu este clar care este situația expertizii economico-financiare numite la 10 iunie 2015 în cadrul Centrului Național Anticorupție, care urma să iei în calcul rapoartele Kroll, Kroll 1, Kroll 2 și respectiv toate celelalte informații operative, dobândite pe care operative, cât și... Din informațiile prezentate de către Procuratura Anticorupție către Procuratura Generală, rezultă dificultatea utilizării acestor rapoarte Kroll 1 și Kroll 2 sub aspect de probe, deoarece din aceste rapoarte nu rezultă informațiile suficiente și concrete referitor la beneficiarii finali a fraudei bancare. Eu să recunosc că atât ca procuror și ca cetățean am făcut cunoștință cu aceste rapoarte în măsura ce au făcut cunoștință și alți cetățeni simpli din posibilitățile mass media și pe internet. Ca procuror mă văd obligat a face anumite concluzii pe o anchetă doar atunci când o să avem acces la materialele acestui dosar penal și o să luăm cunoștință cu aceste rapoarte care se regăsesc în dosar, dar nu ceea ce este publicat în mass media. Respectiv, concluziile corespunzătoare finale referitor la aspectele date vor fi făcute după controlul și evaluarea acestui dosar de către Procuratura Generală. Dacă sunt careva întrebări, eu sunt gata să răspund. Domnul Procuror General Adjunct,
Eu vă mulțumesc pentru informație. Adevărul nu poate avea două fețe. Sigur că noi de atâta timp vorbim de acest furt al miliardului, că deja lumea are impresia că luptăm cu morile de vânt în țara asta. De aceea, desigur că ar fi poate foarte oportun ca Procuratura Generală într-un final să vină, poate chiar și într-o conferință de presă în fața oamenilor, totuși să vină cu o concluzie și, nu în ultimul rând, să depunem tot efortul ca banii care au fost furați să fie întorși. Fiindcă noi discutăm acum în Parlament proiectul bugetului și una din variantele sau una din oportunitățile de a suplini bugetul este, desigur, și rambursarea banilor care au fost furați. Stimați colegi, eu am vrut să precizez, ca să înțelegeți corect, pe parcursul anilor 2015-2019, instituția Procuraturii Anticorupție nu a fost niciodată verificată sau controlată de nimeni. Și-a asumat doar aceste atribuții procurorul general personal. Vă închipuieți că nu este posibil ca un singur om să realizeze o astfel de activitate. Subdiviziunile de control din cadrul Procuraturii Generale nu au fost admise la astfel de activități. Absolut toate, dosarul dat nu a fost niciodată studiat măcar în Procuratura Generală. Și în perspectivă se urmărește cu bune intenții de a intra în posesia tuturor informațiilor relevante, reale, care vizează acest dosar, ca să-l putem evalua și să-l analizăm și să pregătim un plan de acțiuni de perspectivă pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să putem veni în fața societății cu o informație amplă și veridică pentru care să ne asumăm responsabilitatea. Să continuăm investigațiile în privința tuturor persoanelor responsabile, atât din cadrul sistemului bancar, cât și din cadrul băncilor care au fost falimentate, cât și din cadrul băncii naționale, în privința cărora tot trebuie să ne expunem anumitor persoane responsabile care monitorizau și evaluau anumite procese în sistemul bancar. Noi nu avem dubii despre informația pe care ați prezentat-o, mult mai mult nu avem nici... Vă prezint acum și colegi, vă dau posibilitatea să puneți întrebări. Nu avem nici posibilitatea de a reverifica informațiile pe care dumneavoastră ne le comunicați. Colegi, dacă sunt întrebări, vă rog. Domnul Gros. Stimați colegi, eu cred că noi, eu cel puțin mă simt ofensat audind această informație și domnul procuror, eu vă citesc din titlul din agenda noastră. Agenda spune în felul următor: audierea raportului Procuratorii Generale cu privire la investigarea devalizării sistemului bancar. Deci, eu ce am auzit aici, am auzit așa niște scuze, justificări și noi cumva suntem ostatici unui proces în care domnul Stoianoglu ne roagă să așteptăm până el să înțeleagă ce se întâmplă în Procuratura Anticorupție. Da? Deci, sunt instituții și este o persoană. Indiferent, vine Stoianoglu, pleacă Grosu, vine Popa, Ionescu, instituția funcționează. Domnul Stoianoglu poate să documenteze cât vre, 7 ani de zile, dar instituția trebuie să muncească. Cu alte cuvinte, aici, bănuiesc eu, trebuia să șadă un procuror de la anticorupție, care știe ce se întâmplă în dosarul ăsta. Ne privește o țară întreagă, cum Procuratura Generală, debutul domnului Stoianoglu, cum Procuratura Generală, scuzați-mi termenul, se bâlbâie, spunând că noi nu credem, nu înțelegem ce s-a întâmplat anii ăștia cu acest dosar. Da? Banii ăștia au fost răsmăritați și răspălați și așa mai departe. Și dumneavoastră ne cereți acum timp ca domnul Stoianoglu și echipa nu știu care să intre în esență de ce s-a tărăgânat. Știm noi de ce s-a tărăgânat. Întrebați orice trecător din fața Parlamentului. E rușine. Nu vă supărați, dar noi am auzit niște bâlbi aici că și în spatele acestor bâlbi eu chiar cred că cu succes se dorește încă o tergiversare acestui dosar. Încă un termen de tergiversare. Eu să înțeleg că eroii care au mai stat până acum la pușcării, ei au stat de pomană acolo sau... Dar ce să mai așteptăm noi? Banii s-au furat.
Ne-ați spus singur că știți unii în ce bănci s-au dus. Comisii rogatorii, demersuri, FBI, nu știu încă unde. Poate ne apucăm noi, Comisia Parlamentară. Spuneți că ne apucăm noi, ne ducem noi, tot mergem în deplasări, mai intrăm pe la oameni cei și întrebăm ceva. Haideți, vă rog, mișcăm... Este o întrebare sau este o opinie? Nu, eu vreau să exprim nemulțumirea mea că noi pierdem timpul aici, da? Pierdem timpul. Hai că pe noi nu ne respectați, dar ne privesc cu oamenii. Domn Popov. Nu am manifestat nici eu, nici instituția procuraturii lipsă de respect față de Parlament și în special față de Comisie. Dacă o să lecturați atent hotărârea Parlamentului, pe care tot dumneavoastră ați adoptat-o și la care am făcut trimitere, scris că Procuratura Generală va prezenta informația corespunzătoare, nu Procuratura Anticorupție. Încă o dată v-am lămurit. Până la momentul de față, toate informațiile au fost prezentate de către Procuratura Anticorupție, care a fost una din componentele principale din cadrul structurii Procuraturii, pentru care s-a adus prin hotărârea Parlamentului de declararea statului capturat, care a fost făcută vinovată în toate majoritatea nelegiuirilor și problemelor. Procurorul Stoianoglu nu are încredere nici în procurorul Viorel Morar, care a prezentat până acum toate informațiile date și nici informațiile anterioare. Domnul Bocru, în instituție, Morar, Chetrar, în instituție, acolo e memoria inflamată. Simpla și obiectiva intenția procurorului general Stoianoglu a fost să poată să aibă acces la materialele acestui dosar penal, să-l studieze și să prezinte în Parlamentul Republicii Moldova o informație pentru care să poată să răspundă, să fie încrezut în ceea ce vă scrie. Domnul solicitat de la Procuratura Generală, nu de la poziția domnului Grosu, noi am auzit-o, este o opinia dumnealui, noi poziția dumneavoastră la fel am auzit-o. Domnul Slusăr, vă rog. Stimați colegi, eu și cred că și colegii mei din comisia de anchetă care eu am avut onoare să o conduc, noi suntem mai mult decât dezamăgiți de ceea ce am auzit azi. Când domnul Stoianoglu a trecut interviuri, cel puțin ceea ce am auzit eu, se făcea impresia că dânsul merge la această funcție de procuror general în primul rând pentru a face lumina în dosarul furtul miliardului. Atât de frumos a vorbit el ce s-a întâmplat, atât de frumos a vorbit că iată avem comisia de toate acestea. Și eu vreau să înțeleg câteva lucruri și de această înțelegere și derivă și întrebarea mea. Dânsul a intrat în funcție pe 28 sau 27 noiembrie, nu țin minte când, dar aproape două săptămâni au trecut. Nu mă interesează pe mine toate aceste relațiile, regulări de conturi, ce acolo se întâmplă, puteți să faceți acolo delegări, spânzurări, ce doriți. Nu era cazul că din prima zi domnul Stoianoglu se ceară acest dosar, nu contează Marar și Marar, cine și de acolo, se ceară de la Procuratura Anticorupție acest dosar, să fie examinată de Procuratura Generală, e un grup de anchetatori în care are încredere domnul Stoianoglu. 5 ani așteptăm. 5 ani așteptăm din noiembrie 2014. Câți mai așteptăm noi? De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Două săptămâni era un termen suficient, măcar să vină cu ceva, să spună, iată ceea ce a fost până acum, e așa sau așa, că acolo s-au fost în aceste sintezele procuraturii care noi primeam, au fost și cifre, au fost și de diferite acuzări, diferite informații, referitor la CROL, dacă... Domnul Stoianoglu probabil că nu a citit până la capăt, iată eu vă arăt și acest document este la Procuratura Anticorupție din 22 martie 2018. Iată aici e scris cu numele, cu grupările, cu tabelele, cu grupare Plahotniuc, grupare Filat, grupare Șor, oamenii din anturaj, tot este aici. Puteți nu aveți încredere în acest document, dar nu spuneți că CROL nu conține nimic. Este ridicol ceea ce noi am auzit azi și întrebarea care nu atât eu, cât toată țara o pune. Stimate domnule procuror adjunct, în cât timp
Noi putem să așteptăm prezentarea unui raport exhaustiv, mai ales că ceea ce ați spus dumneavoastră despre garanțiile de stat 2013, 2014, din informația care noi am primit încă de la Harunjă. Acolo era stipulat, Harunjă nu semnat, procuror general, nu procuror anticorupție. Era că în 2013 e pornit dosar penal pe 2013 cu neglijența în serviciu, pe 2014 pe garanțiile de stat e pornit dosar penal. Toate aceste lucrurile au fost cumva acumulate în august 2019 într-un singur dosar penal. În două săptămâni n-ați putut să faceți cunoștință cu acest dosar. Întrebarea care o pune toată țara. De cât timp mai aveți nevoie să veniți în Parlament cu acest raport? După mine este logic și normal ca un om care a venit în fruntea instituției proprie ca în timp de două săptămâni de zile să reușească să asigure funcționalitatea acestei instituții, care presupune suficient de mult efort și să încerce să organizeze verificarea activității procuratorilor specializate și în special tuturor dosarelor penale de rezonanță, inclusiv furtul miliard. După mine, termenul de două săptămâni pe care l-a avut domnul Stoianoglu pentru a organiza toate aceste activități a fost unul prea scurt și respectiv nu a fost unul real. Intuiesc că în termen maxim de o lună de zile noi să fim în stare să examinăm acest dosar penal, să constituim un grup de lucru, pentru că Procurorul General are ca o prioritate în topul agendei sale de a crea acest grup de lucru, de a examina acest dosar, de a-și stabili prioritățile în investigarea acestor cazuri și respectiv ca în final să putem veni în fața dumneavoastră cu informație amplă și veridică. Poziția este clară, noi acum o să discutăm despre termene cu membrii comisiei. Domnul Carp, vă rog. Domnul procuror, se aude că e cam departe microfonul, dar oricum o să încerc să vorbesc tare. Noi în echipa de anchetă, zicem că nu avem pregătirea de procurori, de una, de alta, dar au fost oameni care au priceput foarte bine ce înseamnă și sistemul bancar, precum este domnul Golovatiuc, dar și alții, care am încercat cel puțin să scoatem în evidență cum au ieșit banii din sistemul bancar. Știți care e marea problemă? Noi am primit așa, cred că câteva sute de pagini, mărunțel scris fiecare nume, ce sumă a fost scos din bancă, cum a fost scos, unde a fost dus și așa mai departe. Deci toate aceste documente au stat și la baza raportului COR. Apropo, noi am dus această investigație paralel și am ieșit cam aproximativ la aceleași concluzii care sunt în raportul COR. Și este păcat și regretabil când spui deci, un procuror cu coșcogeante practic în spate să spui că acest document nu a oferit nimic. Și doi, încerci să spui că vei angaja o nouă companie sau că nu au existat persoane care au fost trase la răspundere. În urmă duce pe mine, înseamnă că ideea, atât Filat cât și Platon, nu au fost implicați nici într-un fel, da, în furtul miliardului. Și la urmă riscăm ca Republica Moldova să plătească încă și prejudicii pentru că aceste persoane au fost trase la răspundere. Cam asta este concluzia care a fost. Să le dăm câte o gramă, câte o medalie la oameni, așa, să fie foarte clar pentru ce ei au stat acolo. Noi acum ne ducem la ideea că nu s-a făcut nimic în acest domeniu, dar vreau să vă spun că rapoartele care au venit de la Procuratură, de la Banca Națională, dar și la alte instituții, CNA și multe alte deci, instituții care au fost adate, au venit documente că anumite acțiuni au fost întreprinse. Nu au fost duse până la capăt, dar acțiunile au fost întreprinse. Deci note informative, apropo, CNA-ul a fost o instituție care a dat note informative foarte detaliate. Foarte detaliate. Comisie de securitate condusă de domnul Stoianoglu. Da, da. Deci practic, deci nu a existat doar voință politică acești oameni să răspundă. Deci cum am ajuns noi la concluzia că nu s-a făcut nimic între toți acești ani și că anumite persoane care au fost trase la răspundere
În general, noi trebuie să plătim și despăgubiri, sau cum eu înțeleg după aceste declarații. De ce este nevoie de angajat o nouă companie când aveți la dispoziție toate documentele, dacă am avut noi acces la ele, aveți toate actele, care, cine, ce transferuri, cum au fost scoși banii, care au fost firmele paravan prin care au fost acel bani mai departe. Cum s-a ajuns la concluzia că nu aveți niciun act, niciun dosar nu este pornit și nimeni n-a răspuns penal? Păi, pentru ce au răspuns cei doi, dar? Eu nu am declarat că raportul Clor nu este bun pentru nimic. Codul de procedură penală prevede exhaustiv setul de mijloace probatorii care pot să fie utilizate. Din raportul Clor, procurorii au extras informațiile necesare pentru a-și planifica ancheta și pentru a realiza anumite activități de urmărire penală în vederea administrării anumitor probe. Nu putem să spunem că el nu are nicio valoare, dar nu poate fi pus în capul mesei ca proba de bază. O să citiți exhaustiv mijloacele probatorii enumerate și o să vedeți că nu o să regăsiți astfel de categorii de documente. Cu referire la persoanele care au fost deja judecate, n-am spus că noi trebuie să le îndreptățim și să le plătim prejudiciile cauzate. Ele au fost judecate în limitele probatoriului administrat la moment pe dosarele lor în particular. Pe unele episoade din cadrul devalizării sistemului bancar au fost diferite justiții zeci de persoane, după câte sunt eu informat. Dar în privința cărora au fost suficiente probe administrate, în privința resturilor persoanelor, care, în privința cărora dosarele sunt în gestiune, rezultă că încă nu sunt probe suficiente. Cu referire la insuficiența concluziilor expertale care sunt. Nu eu am ajuns la concluzia dată. Procuratura Anticorupție a decis să meargă în Letonia în octombrie curent și să decidă formarea unui grup prin care să atragă experții corespunzători. Nu aparține decizia lui Stoianoglu sau lui Popov. E o decizie adoptată de un procuror care trebuie să fie independent în cadrul investigației. Cât ea este de temeinică și rezultă această necesitate din materialele dosarului penal, păi o să vedem atunci când o să avem acces la dosar și o să le examinăm. Care ar fi acuzațiile aduse la moment lui Stoianoglu să răspundă prin ceea ce a făcut anticorupția până acum? Dacă el nu a avut acces. În prima zi, de ce nu s-a lăcetat? Stimați colegi, noi am început colegi. Organizați funcționalitatea. Colegi. Declarația pe care le-a făcut domnul Stoianoglu este că raportul Clor nu conține numele beneficiarilor, ceea ce nu este adevărat. Ele conțin numele beneficiarilor. Doi, faptul că noi am avut acces la acte care clar prezintă cum a fost transferat banii la Banca Națională. Cum putem spune că nu a fost loc? Deci declarațiile sunt, eu cred că unele care nu-i face față, așa unui procuror și doi. Deci, stimați colegi, noi am deviat mult de la ceea ce a declarat domnul procuror. În esență, mesajul a fost că colegii noștri din Procuratura Generală ar mai avea nevoie de o lună de zile, după care să vină să vă ofer tuturor cuvântul. Se prezintă o informație motivând că nu au reușit în acest timp să fac cunoștință și reieșind din faptul că nu au avut acces la unele materiale. Eu totuși vă rog noi să ne ținem de agenda zilei, fiindcă am început a comenta unele declarații din presă și din Facebook. Întrebările pe care le puneți, mesajul, trei întrebări au fost puse, în linii generale au fost niște comentarii și niște indignări. Vă rog frumos, este clar deja, ca să nu ne repetăm și spunem alte întrebări decât au fost puse până acum. Cine, domnul Antoi? Da. Vă rog. Stimate domnule procuror general adjunct, din acest raport eu am înțeles că în Republica Moldova undeva există o pepinieră unde se pregătesc hoți foarte iscusiți și competitivi, iar în cadrul procuraturii lipsesc specialiști pentru investigarea furturilor care se comit în pofida faptului că Procuratura Generală s-a ales cu o clădire nouă și somptuoasă în centrul orașului. Întrebarea mea este următoare. Din momentul când în acest raport se declară că lipsesc specialiști, ce are de gând să întreprindă Procuratura Generală pentru ca acest dezechilibru între competența hoților și incompetența procurorilor să fie totuși schimbat în favoarea societății?
ca procurări să fie competență, în special la anticiparea procurăturilor și crimelelor comise din banii publici. Vă mulțumesc. Cea mai mare neîncredere care a manifestat atât societatea cât și politicul în ultima perioadă de timp în adresa procuraturii s-a datorat prestației acestor două procuraturi specializate, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Consider că acțiunile care le-a întreprins Procurorul General Stoianoglu la începând cu primele zile din mandatul său, organizând controlele la aceste subdiviziuni, la aceste unități de procuratură, au fost întemeiate și motivate. Să vă dăm răspuns la întrebarea când noi o să fim în stare, vă spun real că asta va fi posibil doar după ce Procurorul General va stabili real starea de lucruri între aceste două structuri de procuratură. El a moștenit o stare, de fapt, pe care sunt convins că nu și-a vrut-o. Și cred că și-a pus mâinile în cap atunci când a intrat pe ușa procuraturii și a analizat unde a nimerit. Este cu mult mai ușor a spune să aduci. A pretins? Păi dați-ne măcar puțin timp, două săptămâni de zile să-i ceri omului să realizeze tot ce nu au făcut alții timp de ani de zile, este cam... Clar, domnul Moțfam, deși aveam un alt început de întrebare, mi-a surprins expresia și mi-a plăcut, că nu a înțeles probabil unde a nimerit domnul Stoianoglu. Pentru care dumneavoastră face acum avocatură, ești avocatul dânsului și nu știu dacă este obligatoriu lucrul acesta. Dar procuratura este o instituție în care cu greu se descurcă și unul de talia profesionalismului Stoianoglu. Este adevărat. Și întrebarea care ar fi ulterior, cum s-a ajuns ca procuratura generală să devină o instituție atât de închisă, un fel de tur de fildeș în care nu are nimeni... nu poate nimeni să intre și unde voi vă coaceți în propriul suc acolo. Bine, pe lângă faptul că mi-ar place mai mult ca domn procuror adjunct să nu mai fie avocatul procurorului general, întrebarea este dacă considerați că comisiile parlamentare care investighează pe propria responsabilitate niște cazuri excepțional de grave, este vorba numai de această comisie, au doar ele abilitatea să facă lumina aceste cazuri, nu procurorii. Deci așteptați ca o comisie să muncească mai mult decât voi, care aveți toate împuternicirile, conform legii, să investigați orice caz, inclusiv cel care ține de furtul miliardului. La 5 ani, cât sunt de acum, de când s-a produs acest furt, noi nu avem un răspuns cât de cât clar din partea procuraturii. Și ar trebui să vă fie vouă rușine acelora care ați muncit atâția ani și v-ați închis fiecare în găoacea lui fără ca să vă implicați în ceea ce înseamnă Republica Moldova și starea de fapt de aici, lupta cu corupția. E posibil ca procuratura, cel puțin din acest moment, că s-au investit niște speranțe și în domnul Stoianoglu, trebuie să recunoaștem, și el dezamăgește din start. E posibil ca procuratura să devină instituția care va servi cetățenii și nu una afiliată politic sau unor grupuri obscure criminale. Mulțumesc. Consider că este posibil și sunt încrezut că în timpul cel mai apropiat vă vom demonstra aceasta. În rest, este foarte simplu să generalizați situația și să puneți responsabilitatea pe umerii întregului corp de procurori. Cu investigațiile privind devalizarea sistemului bancar s-au ocupat un grup foarte îngust de procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție și responsabilitatea trebuie să o cerem în primul rând de la procurorul șef anticorupție, Viorel Morar, procurorul adjunct, ex-procuror adjunct Andreana Bețișor și ceilalți procurori care au fost în grupul de urmărire penală, precum și ofițerii operativi și ofițerii de urmărire penală. Procuratura Generală nu a avut nicio atribuție la investigarea acestui caz. Procurorul General nu a admis implicarea procurorilor din cadrul Procuraturii Generale și inclusiv a subdiviziunilor de control ca acest dosar să fie studiat, controlat, monitorizat în cadrul Procuraturii Generale.
și pretențiile care sunt azi față de Procuratură Generală ca entitate nu sunt pe adresa corespunzătoare. Nu am avut noi acces, domnul Osman, la acest dosar. Nu, eu vorbesc, întrebarea a fost... Stimați colegi, domnul Procuror General. Domnul președinte, am o sugestie pentru dumneavoastră, dacă nu vă supărați. În calitatea mea de un om cu mai multă experiență, un picșor în funcția aceasta, este o ședință a comisiei. Se discută, se pun întrebări. Nu ne dirijați ca în Parlament, vă rog. Este acolo. Rolul meu eu să dirijez ședința, domnul Moțman. Vă mulțumesc pentru sugestie. Dați-ne voie să adresăm întrebări. Dumneavoastră nu puneți întrebări, nu le adresați. Dumneavoastră ați transformat ședința așa, într-o retorică. Și am impresia că auziți diferit de ceea ce auzim noi în partea dreaptă. Și haideți că eu nu v-am cerut sfatul, vă mulțumesc pentru... Am să iau în calcul. Probabil. Haideți că eu v-am respectat cât ați fost dumneavoastră președinte, dar văd că retorica e tot aceeași de pe Facebook, care ați avut tot timpul. Stimați colegi, eu am să mă impun în cazul dat, dacă m-ați provocat cu atâta ardoare și insistență, am să-mi expun și eu părerea mea. Haideți să nu pornim a priori cu atâta neîncredere în ceea ce se întâmplă. Sunt de acord că lumea deja a obosit. Și e momentul din când problema din câte observăm noi, ea mai rămâne una foarte sensibilă. Și aici intervin și eu cu rugăminte, domnul Popov. Lumea nu cred că o să mai tolereze și aici nu vorbesc doar de colegii din comisie și colegii deputați. Lumea așteaptă lumină în acest tunel și e vorba despre finalitate. Chiar dacă au fost atrași la răspundere penale mai mulți actori din Republica Moldova, inclusiv persoane cu funcții de răspundere, totuși merită această investigație o finalitate pe care ar trebui să o cunoască toată lumea, inclusiv și prin prisma rambursării banilor care au fost furați. Eu consider că, și am să rog și colegii din comisie să vă expuneți cum procedăm noi în continuare, ce ar trebui de făcut, fiindcă, din câte am înțeles eu, domnul Procuror General Adjunct, a solicitat încă o lună, timp după care dumneavoastră veți veni cu un raport exhaustiv și ca noi să-l înțelegem. Vă rog. Deci voi cât de serios sunteți la microfon, cât de ironic sunteți în afară. Haideți să finalizăm problema asta și Sfântul Ioan, Sfântul Vasile. Când o să ne merească, o să ne merească. Dacă o să răbească de Sfântul Vasile, asta eu doar să am o rugăminte, domnul procuror, data viitoare, dacă și chiar și astăzi, da? Nu avea să fie toată refularea asta. Dacă nu sunteți pregătit, puteți să comunicați, domnul președinte, noi suntem în proces de evaluare, nu credem, nu știu ce, în anticorup. Și nu pierdeam jumătate de oră pentru, da? Deci stabilim o lună, nu-i problemă. Dar dacă și peste o lună nu sunteți gata, nu veniți, vă rog. Noi n-avem timp. Sau plecați, da. Sau da, cotați-vă, luați raport după eu. Nu veniți peste ori, nu sunteți gata. Nu veniți. E clar, poziția. Cine din membrii comisiei, vă rog, haideți să primim o decizie, dar vă rog aici să ne consultăm. Care este poziția? Colegi, a fost solicitarea domnului procuror general adjunct de a reveni la acest subiect peste o lună de zile, reșind din faptul că încă nu s-a reușit, prin prisma problemelor care mai sunt, de a face cunoștință cu toate materialele. Dacă sunt alte opinii decât aceasta. Dacă toată lumea e de acord, eu vă mulțumesc, domnul Popov, și o să decidem deja ziua în care Procuratura Generală să vină să, cu un raport suplimentar. Mulțumesc. Stimați colegi, eu propun să trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Este vorba despre proiectul numărul 113 din 9 iulie 2019. Vă rog cine îl prezintă. Proiectul privind modificarea codului contravențional. Cine îl... Colegi, de principiu, noi la ședințele anterioare am decis că dacă nu vine autorul proiectului, noi nu audiem acest proiect. Nimeni ținem de... Ok. Proiectul numărul... Poftim? Numărul 162. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 439, indice 1 din codul contravențional. Nu sunt.
Dar doamna Glavan ce trebuie să prezinte? 28. Care e numărul de ordine din agenda? 228, 12. Haideți că avem o doamnă la comisie, deci noi o să trecem peste toate și am să vă rog, doamna Glavan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc pentru faptul că oferiți posibilitatea pentru că 10 avem și noi ședința de specialitate. Sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta propunerea pe care am inițiat-o cu privire la finanțarea serviciilor sociale. De fapt, eu propun să prevedem posibilitatea, în cazul legii cu privire fondul susținere a populației, să prevedem posibilitatea ca serviciile sociale care sunt dezvoltate la nivelul autorităților publice locale 1 și 2, pe lângă finanțările pe care le au din contul acumulărilor pe care le au autoritățile publice locale, să fie finanțate prin subsidii de la bugetul de stat. De ce apare această necesitate? Serviciile sociale în Republica Moldova sunt un serviciu relativ nou, a fost aprobat în anul 2010 prin legea 123. Primul serviciu a început să fie dezvoltat în anii 2011-2012 și dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, nu știu dacă se aude. O să încerc fără microfon mai tare. Primele au fost dezvoltate în anii 2011-2012 și în mare parte ele au fost întemeiate și susținute financiar prin partenerii donatorilor externi. Condițiile lor au fost în mare parte ca autoritățile publice locale să ofere spații pe care aceștia le-au recondiționat, le-au adaptat și au pornit acele servicii sociale. În paralel, autoritățile au dezvoltat regulamente, au aprobat condiții minime pentru funcționarea acestora. Și iată, în ultimii ani, din păcate, nu peste tot, dar se observă situația că acele autorități publice locale care nu reușesc să acumuleze suficiente venituri pentru a le întreține, din păcate, abandonează și aceste servicii și toate eforturile care au fost depuse se pierd. De aceea, propunerea mea este ca, pe lângă toate formulele actuale de finanțare, să introducem una suplimentară pentru a asigura sustenabilitatea și continuarea acelor servicii sociale, mai ales la nivel de comune și de sate mici care din bugetele proprii nu o pot face. Respectiv, calculele mele inițiale ar însemna în mediu 17 milioane de lei pe an. Eu am avut preventiv o discuție cu guvernul, vom crea un grup de lucru suplimentar. La această etapă rog susținerea dumneavoastră conceptuală în condițiile avizului pozitiv al guvernului, pentru care eu vă colaborat. Colegi, intenția este nobilă. Vă rog să vă expuneți dacă, vă rog. Doamna deputat, deci ca să înțeleg, este vorba de serviciile pe care și cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, dar și societatea civilă le dezvoltăm la nivel de localități. Da? Sunt serviciile care au fost dezvoltate de autoritățile publice locale, de structurile de asistență socială din raion, parțial care au fost inițiate prin ONG-urile din străinătate și care la etapa de retragere au rămas cu finanțare fie insuficientă pentru menținerea acestora, fie suficientă, dar fără capacitatea de a le dezvolta în continuare. Ok. Eu sunt pentru a asigura durabilitatea, pentru că aici e problema noastră. Noi acceptăm cu bunăvoință toate inițiativele care vin la partenerii de dezvoltare și șchiopătăm la durabilitate și ajungem în situații când unele chiar ajung să fie închise. Important este ele cumva să treacă o procedură de acreditare. Eu sper că ele sunt toate acreditate. Asta e important. Există Agenția Națională de Asistență Socială, există componenta de evaluare și acreditare a serviciilor sociale, există componenta de inspecție socială care verifică cum ei se conformează. Deci, structural, regulamentar, toate aceste instituții deja există. La moment există problema că, deși regulament există, încăperii există, servicii există, dar ele nu întotdeauna pot fi finanțate. De ce? Eu spun să instituim acest mecanism. Pe lângă cel care există. Noi nu anulăm. Și guvernul elaborează mecanismul. Deci noi deschidem o portiță cu solicitare ca guvernul să elaboreze mecanismul de aplicare. Da, respectiv, primele mele discuții cu guvernul au fost ca această procedură să o ia în mâinile lor Agenția Națională de Asistență Socială, respectiv, localitățile vor transmite necesitățile lor direcțiilor raionale de asistență socială, aceasta transmite centralizat la Agenția Națională de Asistență Socială, după care se face
cartografiere, ca eventual să ne existe dublări, da, în două sate, eventual, ceea ce este corect și logic, după care prin negocierea anuală la etapa de formare, de formare a legii bugetului de stat, Agenția Națională de Asistență Socială să argumenteze Ministerului Finanțelor care sunt necesitățile și după care prin ei să monitorizeze că banii ajung acolo și să ajungă cu destinație specială, să nu fie posibil ca autoritățile publice locale să le cheltuie în altă parte. Ok, bine, mersi. Colegi, alte întrebări? Dumneavoastră ați enunțat faptul că sunt nevoie de 17 milioane lei. Ok, și ați spus totodată că în condițiile avizului guvernului, deoarece sunt proiecte care obligator trebuie avizate de către guvern. Stimați colegi, propun să votăm pentru acest proiect. Cine este pentru, mă rog, cu avizul, exact, așa cum am spus, cu avizul guvernului. Domnul Nuntoi? Pentru? Da, unanim. Mulțumesc, doamna Glavan. O zi bună și dumneavoastră. Domnul Munteanu, dumneavoastră care proiectul? 200? Care e numărul de ordine, vă rog? 7. 215. Colegi, proiectul din ordine de zi, numărul 7, numărul 215, proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative, legea cu privire la guvern, articol 30, 45, 46 și privind administrația publică centrală. Domnul Munteanu, vă rog. Stimați colegi, acest proiect de lege 215 este legat de obligația imperativă a Republicii Moldova de a se conforma recomandărilor Consiliului Europei în ceea ce privește crearea unor mecanisme de consultare periodică și credibile, sustenabile a autorităților publice locale. Avem câteva recomandări, este vorba de 171 și 328, în care Republica Moldova trebuia să asigure autorităților locale dreptul de a fi consultate asupra bugetului, asupra unor decizii care afectează interesele colectivităților locale. Și evident că aceste recomandări sunt conforme cu obligațiile prevăzute în articolul 4, 6, 5, 9 de Carta Europeană a Autonomiei Locale, în care, evident, vorbește despre statutul special al autorităților locale prin principiile de autonomie, descentralizare, eligibilitate. Ceea ce urmărește acest proiect de lege este de a crea mecanismul propriu-zis în legile de bază ale Republicii Moldova ca reprezentanții autorităților locale și reprezentanților, în special asociațiile profesionale din care sunt constituite, să participe la, prin consultări la adoptarea unor decizii care afectează interesele lor. În special, legea cu privire la guvern, să propunem amendamente legate de felul în care sunt invitați la, mă rog, deciziile care sunt pregătite, la elaborarea politicilor și a cadrului normativ, este obligatoriu consultarea autorităților locale. Deci toate aceste lucruri, noi știm că ei trebuie să fie consultați, dar nu a existat niciodată un mecanism care să funcționeze, indiferent de cine este primul ministru sau cine este, de exemplu, ministrul de ramură. Au existat, de fapt, niște instituții, cum sunt comisiile paritare, care însă la un moment dat au fost excluse din formula guvernului și evident consultarea a rămas în continuare doar un drept oferit de către un purtător a deciziei. Nu a existat ca mecanism inserat în formula de funcționare a guvernului. Se presupune că aceste amendamente sau mecanisme de consultare sistematică a autorităților locale vor fi incluse și în legea numărul 98 din 2012 cu privire la administrație publică centrală de specialitate, legea guvernului, și de asemenea regulamentul Parlamentului, adoptat prin legea numărul 797-1996, în care consultarea obligatorie nu este doar un privilegiu sau nu este un lucru care ar putea să se întâmple, dar introducem prevedere consultarea obligatorie prin articolul 49. În acest fel, cred că asigurăm poziții mai bune și pentru autoritățile locale prin reprezentanții lor și pentru
administrația centrală, autoritățile publice ale statului, de a nu fi criticate către Consiliul Europei și de a asigura o participare conștientă și bine pregătită din partea autorităților locale. Asta e foarte pe scurt. Aș putea să adaug doar faptul că o asemenea mecanism de consultare ar putea să se refere și la instituția Avocatul Poporului, care ar trebui să consulte și autoritățile locale atunci când există sesizări care afectează interesele sau competența lor. Ar putea să se refere și la felul în care funcționează autonomia găgăuzării, care de asemenea are nevoie de niște consultări instituționalizate cu autoritățile pe care le reprezintă. Munteanu, mulțumesc. Eu, stimați colegi, ieri chiar am participat la ședințele unei ședințe care, cu organizațiile non-guvernamentale și s-a propus, s-a semnat o dispoziție de către speakerul Parlamentului prin care s-a creat un grup de lucru unde organizațiile non-guvernamentale au creat 5 grupuri de lucru care vor monitoriza și vor participa la lucrările comisiilor parlamentare. Nu știu, vreau să-l întreb pe domnul prim-ministru Filip. Mi se pare că în cadrul lucrărilor guvernului, Calmu are posibilitatea să participe, numai că nu știu dacă ei vin la aceste ședințe. Da, stimați colegi, ei au posibilitatea, au și loc la guvern. Propunerea este alta aici, de a legifera într-un mod oarecare și coordonarea parametrilor bugetare cu autoritățile locale. Nu cred că eu cred că este un pas înainte și atunci prin acest proiect, într-un mod oarecare, autoritățile locale, într-adevăr, se vor simți parte a procesului, dacă vreți, guvernamental și este bine atunci când de start se coordonează și parametrii bugetului, dar și alte lucruri, într-un mod oarecare, se impune o obligativitate la nivel de lege, dar eu aveam și o întrebare aici, cu referire la adresările sau sesizările la Curtea Constituțională. Pentru că noi am oferit posibilitatea apeleurilor să înainteze sesizări la Curtea Constituțională. Aici, în proiect, se propune că nemijlocit Congresul Autorităților Locale să aibă această posibilitate. Aici era întrebarea mea dacă noi nu deschidem cumva cutia Pandorei ulterior, după această asociație, să ceară dreptul și alte asociații, precum sunt sindicatele sau patronatele, argumentul că nu sunt capacitățile necesare, nu cred că este cel mai puternic argument. Se găsesc capacități atunci când este o necesitate de a scrie o sesizare la Curtea Constituțională. În primul rând, mulțumesc foarte mult domnul prim-ministru și deputat Filip. Sigur că crearea acestui mecanism trebuie să asigure certitudini pentru cei care, de exemplu, așteaptă să fie invitați la niște consultări pe buget sau pe alte decizii, legislații importante care sunt adoptate uneori în afara oricăror referințe la interesele lor. Vreau să vă amintesc însă, vis-a-vis de remarca pe care a făcut-o domnul deputat Jizdan, totuși autoritățile locale nu sunt niște ONG-uri și Congresul Autorităților Locale este mai mult decât societate civilă. Reprezintă autorități locale descentralizate și prevăzute prin faptul că sunt autonome în Constituție. Respectiv, consultarea lor este mai importantă. Ei sunt responsabili, ca și noi, de bugetele pe care le gestionează. Și atunci, crearea unui anumit document, cum ar fi acordul anual de consultări cu Ministerul Finanțelor asupra implementării bugetului, este un document care ar trebui să asigure autoritățile locale stabilitate în procesul bugetar. Ca să nu se întâmple accidente în care cineva ia decizii pentru dânsi și după asta, într-un fel, ei trebuie să răspundă fața populației de ce nu le ajung bani pentru anumite servicii de bază. Remarca dumneavoastră, domnul deputat Filip, cu privire la faptul că acest lucru ar putea să-l ceară accesul la jurisdicția constituțională și alte segmente sociale, este posibil să avem o situație, dar vreau să vă remarc că patronatele și sindicatele oricum participă la consultări regulate cu guvernul prin dialogul social, acel format care e o legislație separată. La jurisdicția constituțională nu au acces
iar practica din țările europene este că autoritățile locale, în special, pot să exercite acest drept exclusiv și nu sindicatele. Curtea Constituțională, atunci când a examinat această solicitare, s-a condus de recomandările Consiliului Europei. Doar o precizare. Pentru că dumneavoastră în acest proiect propuneți ca sesizările la Curtea Constituțională să fie efectuate de către Congresul Autorităților Locale. Ca reprezentant al autorităților locale. Exact. Trebuie să lăsăm așa cum este astăzi, doar autoritățile locale. Calmo poate să intervină, să-i ajute să formuleze o sesizare. Atunci noi intrăm în altă dimensiune, că o asociație are dreptul să se adreseze la Curtea Constituțională și atunci noi cumva trecem în altă dimensiune, că nu întotdeauna asociația reprezintă nemijlocit părerea unuia sau altuia care este membru acestei asociații. Să le remarcă dumneavoastră, dacă am avea două sau trei asociații reprezentative pe plan național, poate am putea spune că să nu afectăm interesele altora. Dar este un singur congres. Dar asociație aleșilor locali și atunci ce cel puțin de cât îi cunosc eu, Calmă este singura asociație recunoscută la nivelul Consiliului Europei în calitate de autoritate reprezentativă. Nici nu trebuie să fie, probabil. Practica altor țări europene este să existe o singură asociație care întrunește toate interesele. Mulțumesc. Eu rămân pe poziția că e autoritatea locală se poate adresa așa cum este astăzi. Nu trebuie oferit acest drept unei asociații care întrunește. Ce exclude asta? Nu, am putea să, de exemplu... Am putea să acceptăm prevederea de a nu exclude dreptul autorităților locale de a se adresa. Stimați colegi, vă rog la microfon să vă expuneți dacă sunt opinii diferite de ceea ce s-a discutat până acum. Domnul Deano, eu de fapt nu vorbeam prin comparație, am spus doar, am vrut să vă aduc la cunoștință că ieri a fost această ședință unde au fost mai multe organizații non-guvernamentale. Nu neapărat am vrut să fac diferența. Calmo, desigur că indiscutabil, are un rol foarte important în Republica Moldova, numai că temerea și a mea personală este că noi să nu trecem în altă dimensiune și nu cumva să apară altă dorință ca și alte organizații să vină, scriem astăzi un precedent și ulterior, nu știu cum, noi vom argumenta refuzul nostru. Uitați-vă, eu vreau să fiu bineînțeles. Eu cred că orice fel de formă de asociere a autorităților locale este pozitivă, este bună. Nu trebuie cineva să se prevaleze de ideea că dacă este calm, atunci trebuie să excludă alte interese. Dar ideea acestui proiect este nu să facem lobby pentru organizații, ci ca să creăm un mecanism instituționalizat, stabil, predictibil, pentru că aceste consultări să aibă loc. Asta e singurul lucru pe care noi am vrut să-l promovăm și eu înțeleg că acest lucru este acceptat. Eu o scurtă precizare, domnule președinte. Deci eu nu văd logica. Asociațiile sunt create pentru reprezentarea intereselor și consultarea membrilor acestor asociații. Congresul Autorităților Locale este o asociație care întrunește reprezentanții autorităților locale, primarii, și discută despre problemele lor, după care se formulează și se înaintează, așa cum propuneți dumneavoastră, și eu susțin acest lucru, să fie un partener de dialog cu guvernul. Apropo, aici aș face o paranteză, pentru că am trecut prin această experiență. Deci să nu birocratizăm foarte tare, propunerea mea atunci era să fie această comisie paritară și o discuție nemijlocit cu guvernul atunci când noi încercăm să facem grupuri de lucru în fiecare minister, se birocratizează foarte tare și este complicat apoi de concentrat sau de făcut niște totalizări. Revenind la Curtea Constituțională, eu nu văd absolut nicio problemă. Astăzi fiecare autoritate locală le-am oferit dreptul să scrie sesizări la Curtea Constituțională. Calmul trebuie să-i, dacă se consideră, așa cum se nota informativă la proiect, că nu există suficiente capacități în autoritățile locale pentru a formula o sesizare, calmul trebuie să le acorde această asistență. Dar nu înseamnă că Congresul Autorităților Locale trebuie să substituie un reprezentant al autorităților locale, un primar sau altul.
trebuie să-l ajute să formuleze această sesizare. Altfel, haideți să numim lucrurile pe nume, noi riscăm să transformăm această asociație într-o asociație, eu știu, cu interese politice, poate, sau altceva. Da, să știți, Sfântul, că ei nu sunt partizani, încearcă să înglobeze toți primarii de Republica Moldova, indiferent de ideologia sau afilierea lor politică. Atunci, de ce se cere dreptul calmului să se adreseze la curtea personală, dacă ei pot consulta primarul să formuleze așa? Domnul deputat Filip, doar datorită faptului că ei, într-un fel, au expertiza tehnică să ajute. Nu, numai din acest motiv. Ei nu vor... Să ajute, mai departe. Dacă sprijiniți acest proiect, o să creăm un mecanism permanent de consultare și la nivelul Guvernului și la nivelul Parlamentului și a Ministerilor de Ramură, mă refer la Ministerul Finanțelor, pentru ca să existe un fel de acorduri de colaborare între această formă de asociere a autorităților locale pe subiecte concrete, nu în general, și evident sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Filip, nu trebuie să birocratizăm acest proces. Bună seara, vă rog. Eu vreau să trageți două rostul părinților și asta, organizația neguvernamentală. Și aici trebuie să vă spun. Dumneavoastră să fie spunință de prioritate. Ei nu duc pe urmă nici o răspundere. Nici juridică, nici morală, nici asta. Și asta mă numă, ascultăm situația care este actuală. E normal așa. Nu trebuie de îndeplinită și condițiile care sunt și regulile care nu sunt. Nu trebuie de... Вы думали, что это новое? Да, есть организация да. Гувернатал, что не гувернатал. Что еще? Ну, все платят, придышат делегат. Фикари али, облигационный лишь дрепту вину. Просто, так и не гувернатал, да, есть. Активизация дуполежи корейцы в мире. Да, и богатые структуры, сами клиенты, структуры дистат, органы дистат. Nu prea am înțeles eu tot argumentul de asta, dar vreau mult a fost o opinie. Sigur, am înțeles. Există la nivelul Parlamentului o strategie de colaborare cu societatea civilă. Autoritățile locale, am menționat, nu sunt doar o societate civilă. Ele reprezintă expresia instituționalizată a puterilor locale. Și atunci, aceste puteri locale care au dreptul de a gestiona și bugete și de a reprezenta colectivități largi, trebuie să aibă niște competențe și niște drepturi mai speciale. Da. Sunt opinii diferite, avem dreptul la ele, domnul Nichifor Ciuc. Domnul Muntean, spuneți, vă rog, referitor la CALM, dumneavoastră ați confirmat că este unica organizație pe teritoriul Republicii Moldova. Din 898 de primării, câți primari fac parte din CALM la acest moment? Puteți să ne dați asemenea cifre? Din câte cunosc eu, dar cifrele probabil se actualizează după fiecare alegeri, da? Până la alegerile locale din 2019, 80% din toți primarii făceau parte din CALM. Calculați. Noi avem un pic altă cifră decât 80% în primul rând. Verificați, vă rog, cât își respectă obligațiunile. Fiindcă să fii membru CALM, trebuie să plătești cotizații. Corect. Câți din acești membri care sunt pe hârtie achită cotizațiile la CALM? Domnul, în primul rând, eu nu lucrez pentru CALM. CALM-ul lucrează pentru autoritățile locale. Asta ca să fie clar asupra relației noastre. În al doilea rând, câți dintre ei plătesc cotizații? Asta este ca și cum v-aș întreba dacă câți membri a Partidului Democrat plătesc cotizații pentru partid. Eu pot să spun. Toți. Mai mult decât sunt. Cotizațiile, unele bugete sunt atât de slabe. Dacă dumneavoastră afirmați că CALM este unica organizație care reprezintă interesul primarilor, dați-ne argumente că noi să credem că toți primarii fac parte și eu să fie echidistanț la toți primarii. Dar o parte din primari nici nu fac parte. O parte din primari sunt pe hârtie și asta trebuie să ne facem am spus concluzii. Că listele sunt actualizate după fiecare alegeri locale. În acest moment nu știu dacă cineva poate să vă spună câți primari sunt aliniați la CALM. Colegi, noi, domnul Grosu, domnul Munteanu a prezentat proiectul. Noi ne-am dus un pic mai departe. Haideți să ne ținem de proiect, domnul Grosu. Deci eu, domnul Nic Forciuc, haideți să lăsăm CALM în pace, că e unica organizație care într-adevăr reprezintă și oferă asistență primarilor și atunci când unii guvernări încercau să-și bată joc de primari, asta a fost organizația care cumva i-a protejat. Deci aici trebuie să discutăm. Oferim dreptul calmului să
depună sesizări, să prezint sesizări în fața la Curtea Constituțională sau nu? Asta e întrebarea. Acum, câte cotizații și cum să plătesc, îi lăsăm în pace, da? Pentru ca să facem asemenea concluzii, vrem să vedem implicarea calmului, la cât de tare îi reprezintă pe toți. Și cereți informații, reprezintă justiții. La cât de tare îi reprezintă pe toți. Ei reprezintă mai mult decât concluzii. Vă imaginați dumneavoastră, credeți-mă. Nu credeți. Și nu sunt organizații create sub coloratura politică. Noi, desigur, toți am vrea să știm realitatea care este, care și pentru cine reprezintă. În linii generale, opinia autorului este clară. Noi toți am auzit-o, sunt opinii diferite, de aceea noi avizul guvernului în cazul ăsta nu-l avem la proiect. Vă rog, membrii comisiei, dacă mai sunt alte opinii, dacă nu, vă rog să supunem votului acest proiect. Cine este pentru? Vă rog să votați. Cu mențiunile care s-au... Colegi, se propune să fie supus dezbaterilor în condițiile avizului guvernului acest proiect și cu unele mențiuni care au fost făcute de către membrii comisiei. Cine este pentru? Vă rog. Cine este contra? Noi trebuie, colegi, știți, nu prevede... Ok, atunci eu încă o dată supun votului. Nu-l anulez, fiindcă noi am mers cu greu și cu votul ăsta care a fost. Vă rog, haideți încă o dată, cu toate mențiunile care au fost, cine este pentru? Da. Deci eu sunt pentru cu mențiunea. Ok. Eu atunci, domnul Munteanu, vreau să vă mulțumesc. Reieșind din faptul că mai avem o doamnă, doamna Babuc, vă salutăm în ședință. Domnul Munteanu, mai aveți un proiect? Da, 226. Care proiect? 226, care e numărul de... Dar nu reușiți, domnul Munteanu. Îl transferăm atunci pentru o altă zi. Colegi, bărbați, sper că nu are nimic împotrivă să... Și este o rugăminte a doamnei Babuc ca să-i oferim posibilitatea de a prezenta proiectul. Vă rog, doamna ministru. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați colegi. Propun atenției dumneavoastră un proiect de inițiativă legislativă care ține de o serie de modificări în unele acte legislative și este vorba de codul educației, codul penal și codul contravențional. Esența acestei probleme este lupta împotriva manifestărilor de violență de diferit gen, psihologică, fizică, verbală, împotriva cadrelor didactice. Fenomenul violenței în instituțiile de educație nu este unul nou. Despre el s-a cunoscut, se cunoaște, s-a vorbit. Cu toții suntem absolvenți de școli, suntem părinți de elevi și chiar am și lucrat în instituții de educație. Dar, din păcate, în ultimul timp, acest fenomen are tendința să ia amploare. Și noi suntem sesizați de mai multe ori de cadrele didactice despre aceea că și fenomenul migrației, și fenomenul copiilor lăsați fără supraveghere, dar și multe alte chestiuni cu care se confruntă societatea contemporană permit ca actele de violență împotriva personalului didactic din instituțiile de învățământ să ia amploare. De aceea propunem ca în codul educației și în codul penal și contravențional să fie operate anumite modificări care țin de, spre exemplu, introducerea în codul educației expres, în articolul 7, a principiului non-violenței în procesul de educație. De asemenea, a principiului protecției și securității personalului didactic, științifico-didactic și științific. Din aceste două principii recurg și anumite măsuri punitive care sunt introduse în codul penal și codul contravențional, astfel încât la orice manifestare de violență împotriva cadrelor didactice, din partea elevilor, părinților, chiar și
a persoanelor din comunități care își permit câteodată aceste lucruri. Am fost singură martoră a unei situații într-un sat din Căușeni, când un întreg colectiv didactic la întâlnirea cu el mi s-au plâns de faptul că un elev de clasa a 6 dintr-o familie socialmente vulnerabilă, care știa perfect de bine drepturile lui de ca și cum copil protejat, în schimb teroriza un colectiv de pedagogi dintr-o școală. Acest lucru deja nu mai este glumă. Iată în ce constă esența acestui proiect și vă rog foarte mult să-l susțineți. Stimați colegi, noi am mai avut un astfel de proiect ceva timp în urmă, atunci când noi am venit similar cu un proiect care ar apăra medicii, am avut aceeași problemă similară. O problemă cunoscută de altfel în sistemul de educație, atunci când deja practic profesorii nu știu cum să mai procedeze și sunt neapărați de către instituțiile statului. Mi se pare un proiect destul de logic și la timp. Este echilibrat, domnule președinte, are expertiză Centrul Național Anticorupție și direcții juridice care au stabilit interesul sporit a acestui proiect și de aceea... Mi se pare prea multe argumente în urcere, eu sunt prea. Stați, colegi, eu spun proiectul votului. Chiar vreau să întreb. Ministerul Educației a venit cu un aviz? Noi nu avem avizul guvernului, stimați colegi, dar nu cred că noi vom avea un aviz negativ. Colegi, eu supun... Dar eu vreau să, scuzați că insist, eu vreau să întreb. Deci e vorba de copii, da? Și... Nu, de pedagogi. Nu, îi protejăm pe pedagogi care sunt... cine? Inclusiv și de părinți. Și de părinți. Și da. Încă de cine? Și de copii. Și de copii. Așa. Deci ei, dacă mă uit atent, articolul 3, codul contravențional, deci asta înseamnă că și copiii vor cădea sub incidența codului contravențional. Asta se înțeleg. Într-o anumită măsură și în baza unor regulamente care vor fi elaborate conform legislației în vigoare și care vor ține cont de anumite prevederi. Îmi cer scuze. Și în anumite condiții pe care le prevede legea, manifestările de violență verbală, fizică, care vor fi coroborate și cu vârsta copiilor, dar și cu responsabilitatea părinților pentru ei, într-un fel vor fi luate în seamă. Întrebarea nu este pentru un jurist, domnul Grosu. Doamna Babuc nu este jurist și înțeleg conotația întrebării. Vorbim de vârstă. Asta și am spus. Copiii mai jos de o vârstă, în funcție de crima săvârșită, în funcție de... Eu am răspuns, domnule președinte, că regulamentele vor fi elaborate în exact, baza legislației și coroborate cu vârsta. Eu vin în apărare și să aduc echilibru. De acord. Domnul Grosu nu a avut intenția alta nu, decât de a aduce claritate. Nu, dar eu am înțeles întrebarea domnului Grosu. Da. Ea este o întrebare la, și răspunsul trebuie să vină de la specialiști, de la reprezentanții guvernului, care când vor atunci vor ajusta legislația în așa fel ca profesorii să fie apărați, iar cei care vor săvârși astfel de delicte să poartă răspundere. Apropo, domnul Grosu, există această instrucțiune intersectorială care prevede apărarea copiilor victimă și deci victimelor de violență și așa mai departe. Adică în baza acelei legislații pe care noi o avem și în strictă corespundere cu ea, bineînțeles, vor fi elaborate aceste regulamente. Dar oricum un copil de clasa a 6 care este minor și care terorizează niște pedagogi, trebuie să existe niște soluții care să-i apere pe aceștia, de asemenea cazuri paradoxale, poate. De acord. Știți, eu, cum să vă zic, eu în familie am cadre didactice și cam cunosc și am avut și eu tangență cu dimensiunea educației, cu domeniul educației. Să nu se creeze impresia că noi venim cu niște instrumente punitive, pentru că copilul, până la urmă, trebuie să ne punem și întrebarea de ce a ajuns el în situația în care să manifeste un asemenea comportament. Adică punitivul, când e vorba de un părinte care vine, intră în școală, nu știu ce face, agresează profesorii sau chiar și un elev, da, atunci nici nu se discută. Spate coleg. Indiscutabil. Noi nu trebuie să venim cu astfel de măsuri, dar și să lăsăm profesorii neapărați, fiindcă eu subiectul ăsta de la Căușeni îl cunosc. Am discutat cu colectivul de profesori care au venit la Ministerul de Interne și ni cerea noi să întreprindem ceva, fiindcă ei se temeau să vină la școală, efectiv. Jurați, deci avem... Un copil de clasa
clasa 6, care este mai înalt decât dumneavoastră. Noi trebuie să venim și cu instrumente care ar intervine anume în cazuri de speciale, nu tocmai în fiecare zi un copil care poate... Nu avem sub nicio formă intenția să, Doamne ferește, să comitem abuz asupra copiilor. Și încă o dată zic, aceste regulamente vor fi elaborate, sper, și văzute și de noi inclusiv în procedura de evaluare legislativă și de implementare a legislației, în coroborare cu vârsta și prevederile legale. Trebuie să avem în vedere și faptul că situații de acest gen vor fi tot mai multe și mai multe, reieșând din situația în genere socială din țara noastră. Faptul că copiii nu mai au acasă căldura părintească, nu mai au educația pe care ar trebui să o aibă. Comportamentul este inacceptabil. Sigur că și profesorii, ca și copiii, în primul rând, trebuie să fie protejați. Eu mă gândesc, cred că acest proiect presupune, de fapt, ameliorarea unor situații de acest gen, că nu se va ajunge ca un copil de o vârstă minoră să fie arestat sau pedepsit administrativ. Până la aceste acțiuni, probabil că ar trebui să mai existe și altele. Dar colectivul de pedagogii trebuie să aibă siguranța că sunt și ei sub protecția legii. Eu colegi, esența este clară. Noi trebuia să-l votăm cu vreo 5 minute în urmă, dar au fost totuși doritorii și poate pe meritate. Eu supun votului acest proiect. Vă rog, cine este pentru? Domnul Grosu? Unanim. Doamna Buc, mulțumesc și succes în continuare. Colegi, revenim la ordinea de zi, în ordinea pe care o avem, sau sunt colegi de-ai noștri care... Ok. 14 și... Da. Numărul 236, proiectul lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Colegii, este proiectul numărul 14 din ordinea de zi. Domn deputat, vă rog. Da. Acest proiect de lege are microfon. Da, problemă. Așa e bine, da? Da, mai bine. Deci acest proiect de lege vine să transparentizeze activitatea CNAM, ca să, Compania Națională de Asigurări Medicină, și a instituțiilor publice medicale. Vorbim de o instituție cu un buget de peste 8 miliarde de lei, dar care nu publică îndeajuns de multe informații despre activitatea sa. Deci acest proiect de lege are în principiu 4 prevederi principale. În primul rând, se introduce obligativitatea pentru CNAM și prestatorii de servicii medicale și farmaceutice, cum ar fi spitale, policlinici și farmacii private, să publice toate contractele, anexele și acordurile naționale. De asemenea, e dimensionat că lipsa acestor reglementări a favorizat secretizarea mai multor contracte importante care au făcut foarte multe vâlvă în societate, cum a fi contractul cu Poșta Moldovei. De asemenea, a doua prevedere importantă este ca CNAM să fie obligată să publice deciziile Consiliului de Administrație a instituției, rapoartele anuale privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, conform unui model aprobat de guvern. De asemenea, se propune introducerea obligativității pentru prestatori public de servicii medicale să publice la fel deciziile Consiliului de Administrație, precum și rapoartele anuale despre volumul de asistență medicală și farmaceutică. Și, de asemenea, se introduc în această lege noțiuni de prestatori de servicii farmaceutice, ca și inclusiv aceste instituții farmaceutice să fie supuse acestor prevederi ale legii. Deci cam asta ar fi principalele prevederi ale legii. Vine să aducă mai multă transparență, ușureze foarte mult munca societății civile, care monitorizează activitatea CNAM-ului, și inclusiv și munca Curții de Conturi, care nu va pierde timp în a cere informații sau așa. Domnul Marian, mulțumesc pentru prezentare. Stimați colegi, dacă sunt întrebări. Domnul Filip, vă rog. Mulțumesc. Salutare proiectul ăsta, dar noi nu mergem de departe atunci când cerem sancțiuni pentru încălcarea transparenței.
pentru că este, este o chestiune foarte grea. Așa o să-mi se impune, dar aici nu. Nu a fost, nu știu, o informație scăpată de motive tehnice și apoi să încep clarificări. Obligațiunea trebuie să rămână, suntem de acord cu toții pentru transparență, dar când vedem întotdeauna cum discute este și credeam să nu știu dacă este corect. Probabil intenția autorului este de a responsabiliza toată lumea ca idei. Dar noi nu avem avizul guvernului, probabil colegii din guvern vor veni cu o poziție separată. De principiu, ideea, noi cred că am înțeles-o toată lumea. Da, noi am avut cu proiect de lege cu deja a fost la conducerea, n-am înțeles, dar nu există un document oficial pentru că a avut loc prevotările academice. Mă rog, amenzile nu sunt foarte mari, dar cum ați spus, trebuie să responsabilizăm și vorbim de codul contravențional, deci nu e ceva. Poziția este clară. Stimați colegi, vă rog. Noi acum vorbim despre bugetul CNAM. Pentru o abordare similară trebuie să fie facilitate bugetele. Nu sunt bătut. Noi nu știu cum mergem. Pentru că eu am încercat să obțin niște informații în primăvară și mi-a luat enorm de mult timp. Trebuia mers de câteva ori la instituție să cer informații care, în mod normal, trebuie să fie disponibile. Și e vorba de instituție cu un buget enorm, de 8 miliarde de lei. Și sigur, am putea avea aceeași abordare și în raportul. Eu n-am buget și mai mare. Sigur, da. Eu... Bine și alte proiecte de instituție. Colegi, sugestii, întrebări? Atunci se propune dezbaterea proiectului în condiția vizului guvernului. Cine este pentru? Vă rog. Unanim. Domnul Marian, dumneavoastră aveți și proiectul 241. Da. El este, colegi, numărul 15 pe ordinea de zi. Vă rog. Da, mersi mult. Și proiect de lege este o inițiativă îndreptată spre a ajuta micii antreprenori. Acest proiect de lege s-a născut în urma unor discuții, dezbateri, de întâlniri cu peste 50 de antreprenori pe care am avut în august, unde am încercat să vedem care sunt problemele lor în ceea ce privește birocrația sau alte obstacole care le au în activitatea lor. Și acest proiect vine cu, de fapt, 7 prevederi care se vin în susținerea acestora. În primul rând, este vorba de acceptarea cecurilor emise de mașină de cadă și control în calitate de documente confirmative pentru a confirma cheltuielile. De multe ori, antreprenorii și micile restaurantele sau alte agențe economice trebuie să facă procurări de foarte mică valoare, gen becuri sau altceva. Și este foarte complicat să iai factura fiscală, să stampelezi, să semnezi și atunci aici venim cu inițiativa ca cheltuielile totale de 1% din venitul din vânzări să poată fi confirmate prin acel simplu cec sau bon fiscal care se eliberează la magazin sau la alt agent economic. A doua prevedere se referă la excluderea sintagmei în loc de ștampilă din facturi fiscale. Asta ar încuraja și mai mult pe toți agenții economici să renunță la obligativitatea de a aplica acele ștampile. De asemenea, se propune acceptarea facturilor fiscale scanate și trimise pe e-mail ca dovadă contabilă. Este o practică preluată în România, în care dacă există doi plătitori de TVA, ei ar putea lua acea factură fiscală și chiar dacă e semnat oligrafic, să scanați, să trimite pe e-mail. Asta ar economisi enorm de mult timp, în special când merge vorba de tranzacții între două companii care se află la distanțe mari. De asemenea, se propune un regim fiscal unificat și suplicat pentru liberi profesioniști, freelancer, inclusiv oameni de creație, ingineri, arhitecți, și diminuarea impozitului de venit de la 8% la 2%. Era vorba și să venim și cu o prevedere pentru liberi profesioniști din IT, însă deja am decis ca să lăsăm această prevedere pentru parcul IT, urma ca ei să vină cu o propunere. A cincea, de asemenea, propunem micșorarea numărului de rapoarte care trebuie depuse de SRL-uri. Există un astfel de format, un singur raport unificat, dar care el este valabil doar pentru întreprinderi individuale. Noi propunem să îl extindem acest raport unic și pentru SRL-uri înregistrați în primii 3 ani de activitate. De asemenea, propunem transparentizarea normelor de creditare bancară față de întreprinderi mici și mijlocii. Există această lege pentru creditori și consumatori, care se aplică pentru consumatorii persoane fizice.
și există acolo anumite standarde de transparență și noi propunem ca acest standard de transparență să se aplice și în raport cu întreprinderile mici și mijlocii, astfel că acestea să nu fie supuse unor credite ascunse. Adică această dobândă anuală efectivă, dar este obligatorie pentru consumatorii persoane fizice, dar nu este obligatorie pentru SRL-uri. Deci noi venim ca aceste standarde de transparență să fie aplicate și lor. Și în ultimul rând, simplificăm modul de utilizare a facturii electronice prin posibilitatea emiterii e-facturii la 3 zile până la livrarea mărfurilor și la 10 zile după livrarea serviciilor. E o prevedere care dă mai multă flexibilitate, astfel ca să ne, la anul, să nu ajungem iarăși să votăm amânarea obligativității e-facturii. Asta va ajuta în special agenții economici care au produse, mă rog, ușor felisate. În principiu, asta ar fi prevederile cele 7 incluse în acest proiect de lege. El a fost, mă rog, consultat și agreat cu Ministerul Finanțelor cu ceva timp în urmă, inclusiv și cu persoane care și-au funcționat la Ministerul. Nu l-avem, pentru că nou s-au întâmplat toate aceste lucruri. Stimați colegi, noi suntem în faza, în preajma lecturii a doua la politici și bugetare fiscale. Nu știu. Da, aici probabil, poate dumneavoastră trebuie să veniți cu niște amendamente în perioada asta, ca noi să... Exact. Este cadrul amendamentul, deși eu am preluat prevederi din această lege și le voi depune astăzi ca și amendament la politică bugetară. Nu avem ocazie acum și poate la rectificarea bugetului, atunci puteți să veniți cu astfel de inițiative. Dar, de principiu, eu supun votului acest proiect în condițiile avizului guvernului, iarăși repet, noi nu avem în cazul ăsta avizul guvernului. Cine este pentru? Rog să votați. Eu vreau să vă mulțumesc pentru proiect și mai ales vreunul. Domn deputat Bordușa, dumneavoastră aveți ce proiect? Numărul? Colegi, ce număr avem noi în numărul din ordine de zi? 225. Numărul 10, colegi, din 225. Poate dacă la cineva e diferit numele, uitați-vă că e 225. Proiect de lege pentru modificare și completare articolul 29 din legea cu privire la asigurări. Vă rog. Stimați colegi, este pretenția dumneavoastră să propunem un proiect de lege sub numărul 225 cu privire la modificarea articolului 29 din legea cu privire la asigurări, numărul 407 din 21 decembrie 2006. Prezent proiect de lege vine să reglementeze aspectele ce vizează procesul de expunere la vânzare acțiunilor nouă emis de către asigurători și aplicarea prevederilor gestiunii acțiunilor suspendate și sau instituirea administrării speciale asupra acestora. Potrivit articolul 29 din lege, este reglementată procedura de anulare, emitere și vânzare a corpurilor de participare deținute de acționari asiguratorului, ce nu întrimesc rigorile cadrului legal. Astfel, conform prevederilor în vigoare, organul executiv al societății este obligat să modifice prețul acțiunilor expuse spre vânzare, prețul fiind limitat de până la 30% în raport cu prețul stabilit anterior. Dat fiind faptul că gestiunea acțiunilor suspendate și sau instituirea unei administrări speciale în cadrul companiei de asigurare sunt niște regimuri care urmăresc, de fapt, scopul revizuirii sau a resetării procesului de derulare în cadrul asiguratorului, mai cu seamă în ceea ce ține de guvernarea corporativă a companiei. Deci, desigur că apare necesitatea reevaluării și stabilirii unui nou preț de expunere a acțiunilor pe vânzare, însă prezentul proiect de lege propune ca el să nu fie limitat până la 30%, dar să-i permită asiguratorului să antreneze un evaluator expert independent care să stabilească prețul nou al acțiunilor într-o apărare maximală a intereselor acționarilor, pentru că actualmente ne cernim cu situația că el deci micșorează cu 30%, următoarea etapă iarăși cu 30%, deci se diminuează forțat valoarea de piață a acțiunii. Credem că, în asemenea condiții, desigur că o evaluare independentă ar scoate la iveală valoarea
de piață unei acțiuni și ar respecta, de fapt, principiile și financiare și de gestiune corporativă a companiei, precum și a acționarului care a investit în această companie, deci în aceste acțiuni. Astfel, se propune ca la alineatul 6.10 din articolul 29, cuvintele este obligat să substituie cuvântul poate, adică să se dea o alternativă ca administratorul să decidă, adică îl micșorează 30% sau face o evaluare în intermediul ăsta de la 0 până la 30%. Alineatul 12, în cazul aplicării prevederilor de gestiune a acțiunilor suspendate și sau instituirii administrării speciale a asiguratorului până la expirarea termenilor de vânzare a acțiunilor noi emise, potrivit alineatul 6.6.6.7, inclusiv în perioadele de prelungire ce pot fi dispuse, prin derogare de la alineatul 6.10, prețul de expunere de vânzare se va stabili în condițiile alineatului 6.8. După stabilirea prețului de expunere la vânzare, potrivit prezentului alineat, autoritatea de supraveghere poate dispune prelungirea termenului de expunere la vânzare cu perioadele a câte cel mult 3 luni de cel mult 3 ori, cu posibilitatea modificării prețului conform alineatului 6.10. Stimați colegi, vreau să aduc la cunoștință că prezentul proiect de lege are raportul Comisiei de Economie, Buget și Finanțe. De asemenea, este avizul Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret și Sport și Mass Media, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. De asemenea, este avizul Direcției Generale Juridice, care de fapt vine cu unele precizări tehnice la prezentul proiect de lege, adică dacă el a fost prezentat ca lege pentru modificare și completare articolului 29, deci pentru a corespunde normelor legale, deci se completează, se propune să fie exclus. De asemenea, în proiectul de lege, numerotarea, de asemenea, să fie exclusă. Suplimentar mai este și raportul Centrului Național Anticorupție a Republicii Moldova. Ieri a fost expediat, din câte am înțeles la toți colegii din Comisie și avizul Guvernului. Suplimentar, deci, propunem susținere, deci, în cadrul Comisiei. Este avizul Guvernului? Da, este la ziua ieri, a fost primit. Asta a spus că aveți avizele și a Comisiei în fond și la mai multe comisii, ele sunt avizurile pozitive? Sunt, deci, la avizul de la Guvern sunt careva, este aceeași propunere de modificare tehnică, de fapt, se completează să fie exclus din textul proiectului de lege și este notat, de fapt, că nota informativă nu este atât de amplă ca să fie perceput ca atare prezentare. Nu conține informații mai detaliate asupra propunerilor care se vin. În rest, proiectul, deci, este susținut. Stimați colegi, în special cei care au sunt economiști de specialitate. Vă rog, colegi, eu supun votului acest proiect. Cine este pentru? Vă rog. Unanim. Domnul Burduja, eu vreau să vă mulțumesc. Mai aveți vreun proiect? Mulțumesc. Succes. Colegi, din ordine de zi, îmi spun colegii, trecem la 16. Din ordine de zi, 16.242? 242. Vă rog. Bună ziua. Crigan Ștefan, director adjunct Agenției Relații Funciare și Cadastru. Stimate domnul președinte de comisie, stimați deputați, atenție dumneavoastră, prezentul proiectului de hotărâre al Guvernului, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative. Deci, acest proiect de lege prevede unele modificări, și anume, prima, ce se referă la legea 778 din 2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică. Anume, aceste modificări și completări se referă la aducerea în concordanță a legii numărul 185 din 2006 pentru modificare și completarea unor acte legislative ce se referă la actele permisive. Totodată la legea 780 mai prevedem unele reglementări ce țin de îmbunătățirea cadrului juridic, ce era îmbunătățirea activitatea operatorilor din domeniul topografiei, geodeziei și cartografiei. A doua modificare se propune la legea numărul 160 din 2011 privind reglementarea prin autorizare și a activității de întreprinzători.
anume aceste modificări se referă la anexa numărul 1, poziția 25-26, noi o comasăm și prevedem un, propunem să fie un singur certificat, un singur act permisiv, certificatul, cum se propune, topogeodezic și cartografic. Practic, noi ce simplificăm procedura de primire acestui certificat va fi numai unul și inclusiv și clar că operatorul nu va deține atâtea mai multe cheltuieli financiare pentru a obține actele permisive. Următoarea modificare se referă la legea numărul 254 din 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale. Aici noi practic propunem o modificare la alineatul 3, articolul 12, ca de guvern să adoptat o metodologie de calculare a tarifelor pentru serviciul de rețea. Deci, în prima redacție era ca tarifele să fie aprobate de către guvern pentru fiecare entitate publică, acum noi venim cu o procedură mai simplă. Deci, metodologia să fie aprobată de către guvern, apoi fiecare entitate publică să-și recalculeze deci, tarifele din metodologia aprobată. Acest proiect a fost avizat pozitiv de către grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător, a fost supus expertizei anticorupție, expertizei juridice, totodată a trecut procedura de avizare cu toate instituțiile interesate. Vă mulțumesc și rost să-i dumneavoastră. Colegi, întrebări? Colegi, supun votul proiectul numărul 242 din ordine de zi. Cine este pentru? Majoritatea. Vă mulțumesc și eu, dumneavoastră. Proiectul numărul? Treisprezece din ordine de zi. Stimate domn președinte, eu sunt, stimați deputați, sunt Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice și am onoarea să prezint proiectul de lege 232 din 16 octombrie, înregistrat de către președintele Republicii Moldova. Așa au decurs circumstanțele. Acest proiect de lege vine să remedieze unele nedreptăți la adresa cercetătorilor științifici, să reseteze activitatea Academiei de Științe și să asigure existența, integritatea și funcționalitatea organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării. Referitor la primul bloc, prin codul educației, legea 252 din 2014, au fost excluse titlurile științifice de conferențiar cercetător și profesor cercetător, fapt care se consideră nedrept față de oamenii din cercetarea științifică, de la instituțiile de cercetare științifică, care nu sunt implicați din diferite motive în activitatea de predare și deci nu pot aspira la un titlu științifico-didactic. Și al doilea aspect ține de resetarea activității de cercetare științifică a Academiei de Știință a Moldovei. Noi înțelegem foarte bine că prin legea 190 din 2017 s-a produs o reformă necesară a Academiei de Știință, dar considerăm că a fost foarte radicală și în ultimă instanță Academia în formatul în care există astăzi practic nu poate să-și îndeplinească nici cele ce este atribuțiile care sunt incluse și recent am primit în calitate de director al Institutului două solicitări din partea Academiei pentru a veni cu o avizie la două proiecte care una din partea Serviciului de Informație și Securitate, altul din partea Cancelarei de Stat, dar noi nu avem, institutele nu au nicio relație juridică cu Academia de Știință a Moldovei. Prin acest proiect de lege, articolul 64 prevede dreptul Academiei de Știință de a propune guvernului să formeze instituții de cercetare științifică, dar cu păstrarea statutului de organizație de drept public din domeniul cercetării și inovării. Și, în fine, cea mai mare problemă ține de articolul 13, vizând finanțarea instituțională. Prin hotărârea de guvern 382 din 2018 a fost aprobată metodologia de finanțare a proiectelor.
A fost demarat un concurs, au fost depuse 250 de proiecte, suma afectată pentru ține de 207 milioane, proiecte au fost propuse în sumă de 435 de milioane. Dar cea mai gravă problemă este că de la 1 ianuarie circa 1800 de cercetători ale căror activitate de bază ține de exclusiv de cercetarea științifică din cadrul instituțiilor, riscă să rămână fără un loc de muncă. Deci noi considerăm că este oportună o finanțare de nucleu pentru cercetătorii științifici de bază, cum este în România, spre exemplu, iar atragerea tinerilor sau suplimentarea mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii poate să fie realizată și se va realiza prin participarea la concursuri de proiecte naționale și internaționale, inclusiv pe filiera COST, Orizont, deja Europa, Eureka. Am înțeles că și Federația Rusă pregătește un proiect amplu de colaborare științifică. În acest sens, ținând cont de faptul că de fapt comunitatea academică solicită să fie susținut acest proiect, eu rog respectuos ca să fie susținut pentru prima lectură. Mulțumesc. Colegi, întrebări? Da, una așa mai finanțe. Ați făcut o analiză cam care ar fi costul acesta? Analiza noi nu am făcut-o pentru că la moment Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează o nouă metodologie de finanțare instituțională, dar în linii mari pentru cheltuielile instituțiilor academice erau în sumă de 265 de milioane de lei, iar sumele de care se spunea că ajung până la 498 de milioane vizeau întregul sistem de cercetare și predare. Colegi, eu totodată vreau să vă informez că noi avem raportul Centrului Național Anticorupție, prin care colegii spun că acest proiect conține factori și riscuri de corupție generați de caracterul lacunar al prevederilor, iar pentru aplicarea eficientă a normelor propuse din proiect este necesară revizuirea și excluderea unor norme potențial coruptibile reflectate în raportul de expertiză anticorupție. Doar v-am adus la cunoștință acest lucru. Domn Filip, vă rog. Mulțumesc, domn președinte. Eu am participat la această reformă și eu cred că se încearcă a reda lucrurile puțin eronat. Academia de Știință trebuie să se ocupe de știință. Povara mare care era până la această reformă și articolele principale în bugetul Academiei de Științe erau aceste institute, mai bine zis clădirile acestor institut, reparații, întreținere și așa mai departe. Eu nu înțeleg pentru ce trebuie Academiei de Știință această povară. În toată lumea, practic, cercetarea se face pe lângă universități. Și ăsta a fost, de fapt, esența acestei reforme, cercetarea să treacă la universități, așa cum se întâmplă în toată lumea, Academia de Știință să fie acest for a oamenilor deosebiți, a savanților, și să ajute prin activitatea sa. Nu înțeleg și nu în zadar cei de la anticorupție vin cu și critică puțin în expertiza acestui proiect, pentru că ca rezultat acestei reforme, de fapt, eu mi-aduc aminte că banii care erau oferiți pentru cercetare, în urma acestei reforme, ei practic creșteau exponențial. De două ori, pare mi se mărea suma care era oferită pentru cercetare. Și atunci noi am adus o libertate prin care fiecare poate să participe la proiecte. Am creat această Agenție Națională de Cercetare și Dezvoltare, pare mi se așa se numește, și acolo sunt bani, toți au accesul, inclusiv colaboratorii din aceste institute de cercetare, și cred că ar trebui să facem o analiză mai profundă pentru a înțelege pentru ce noi trebuie să revenim înapoi la practica care a fost până la
implementarea acestei reforme. Dacă îmi permiteți, în primul rând, în Republica Moldova și în Statele Unite sunt realități diferite și dacă instituțiile de cercetare științifică vor trece pe lângă universități, atât corpul profesoral didactic, cât și corpul de cercetători științifici consideră că aceste peste câteva ani practic vor dispărea, pentru că pentru universități este o povară prea mare. Dacă să luăm, spre exemplu, facultatea de fizică de la Universitatea de Stat, include câteva zeci de studenți, câteva zeci de masteranți, iar Institutul de Fizică de la Academie de Știință include 250 de cercetători științifici. În al doilea rând, proiectul dat nu prevede reîntoarcerea la situația când Academia de Știință se ocupa cu activități financiare economice. Este ANCD-ul care se va ocupa de finanțarea proiectelor instituționale, iar Academia fără instituții, practic, nu există nicio Academie. La moment, Academia, practic, nu are nicio pondere. Dacă nu sunt în cadrul Academiei instituții de cercetare științifică, atunci Academia, în formatul actual, nu și are rostul, pentru că dacă s-au pus două sarcini de bază, raportarea privind activitatea anuală și determinarea direcțiilor pe anul viitor. Raportarea privind activitatea anuală este preluată din partea tot, într-un mod colegial, din partea institutelor de cercetare științifică. Deci nu se pune problema ca să se reîntoarcă la situația din trecut, dar resetarea Academiei este importantă pentru însuși cercetarea științifică și pentru însuși Academia de Știință. Referitor la creșterea sumelor, eu am spus că pentru proiectele care la concursul anunțat de către NCD au fost rezervate 207 milioane și nu au crescut, cum se spunea, nu se vor dubla în acel moment. Colegi, da, domnul Nantoi, vă rog. Domnul Juc, eu am următoare întrebare. Se știe că cercetările în ziua de azi au devenit în unele domenii extrem de costisitoare și este larg răspândită practica cooperării internaționale în ceea ce privește realizarea diferitor proiecte, nu numai la nivel de acceleratoare cu bozonul Higgs, etc., etc. Întrebarea este următoarea. Care este forma mai, să spunem așa, mai eficientă de implicarea cercetătorilor din Republica Moldova în proiecte internaționale, pornind de la aceste două variante. Una este cu universitățile, pus pe accentul pe universități, alta este pe concentrarea cercetărilor în cadrul Academiei de Știință. Pentru ca să poți aplica la un proiect de cercetare în Orizont sau în COST sau în Eureka, este nevoie să fii instituționalizat, trebuie să fii într-o Academie de Știință. Dar eu nu vreau nicicum ca să fiu înțeles greșit, dar colegii din universități, ei au stabilitate ocupațională și nu prea participă în proiecte. Eu nu spun că nu participă deloc, pe când cercetătorii de la instituțiile academice, ei sunt axați pe aceste proiecte și au propus foarte multe proiecte, dar situația este că pentru a deveni parte este nevoie de consorții mari, în primul rând, și în al doilea rând este nevoie ca șeful proiectelor să fie din Germania sau din Italia sau din Franța, dar cercetătorii din institut participă, mai ales cei din institutele cu profil în științele naturii și științele ingineriești. Mai greu este pentru științele noastre, unde situația este cu totul alta. Dar problema este că cei din cercetarea științifică nu li se garantează practic deloc un loc de muncă. Cei din instituții sunt colegi, sunt profesori care lucrează 30-40 de ani și o duc bine în funcțiile pe care le dețin. Domnul Grosu. Domn profesor, tot respectul pentru munca care faceți dumneavoastră în domeniul cercetării, noi avem, de fapt, ca țară, două sarcini. Pe de o parte, noi recunoaștem că sistemul cercetare, inovare și așa mai departe, e subfinanțat. Tocmai de aceea, spunea domn Filip, deci asta e o problemă și noi cât de mult n-am trage plapuma spre universități, spre Academie de Știință, instituții din Academie de Știință, noi nu o să reușim.
pentru că resursele sunt acele care sunt. Da, și încercăm să compensăm prin proiecte internaționale, participări, consorțiu și așa mai departe. A doua problemă mare este că noi constatăm o rupere între mediul universitar și mediul de instituțiile de cercetare din cadrul Academiei. Reforma din care vorbea domnul prim-ministru Filip era ca să încercăm prin apropierea acestor instituții, da, să capitalizăm, să folosim cât mai eficient aceste resurse și, doi, să asigurăm o continuitate, o infuzie de tineri cercetători din mediul universitar. Sau, noi știm că e o problemă. O problemă, tinerii nu prea vin în cercetare. Din vari motive. Da. Temerea mea e că ceea ce se propune acum e cumva noi să revenim la situația status quo. Și eu înțeleg grija dumneavoastră față de cercetători, dar tocmai de aia s-a făcut această reformă, de a combina eforturile și a celor de mediu universitar și a celor de mediu de cercetare. Da? Aici e esența. Da, noi trebuie să mai lucrăm la mediul universitar și facem reforma acolo care trebuie să o facem. Da? Să nu intrăm acum în dimensiunea asta. Dar să revenim iarăși la status quo, cel la care l-am avut acum 3-4 ani, haideți să mai lucrăm la această inițiativă. Aveți tot suportul nostru, dar să ne asigurăm că, într-adevăr, și raportul de la CNA și noi avem certitudinea că, într-adevăr, resursele puține care le avem și potențialul uman existent, care trebuie să-l păstrăm și cel care trebuie să vină, într-adevăr, vor fi folosite și capitalizate în mod eficient. Domn deputat, noi nu propunem să revenim la sistemul vechi, cum era Academia de Știință, practic Ministerul Cercetării, deja aici nici nu se pune problema. Iar raporturile dintre instituții și universitățile sunt raporturi care unele au raporturi mai profunde, elaborează proiecte în comun, altele mai puțin profunde, dar vedem că în mod forțat, după cum s-a încercat să spune, nu s-a realizat și foarte puține parteneriate sunt și nu numai din cauza instituțiilor, dar și cauza universităților, pentru că ei mai puțin universitari au participat la concursul de proiecte anunțat de ANCD și mulți din ei sunt prin CUMUB. Nu sunt cadre didactice titulare, dar sunt cadre didactice prin cumul. Deci, prin urmare, noi avem o colaborare destul de bună cu universitățile, dar nu în maniera în care s-a considerat că printr-un proiect de lege se va face o cooperare strânsă între aceste două structuri. Domnul, poziția este clară. Colegi, dacă mai sunt, noi avem un raport al Centrului Național Anticorupție, care ne preîntâmpină despre unele riscuri de corupție. Undeva și eu sunt de acord că acest proiect poate ar trebui adus la condiții până acolo unde noi totuși să nu avem aceste riscuri. Eu totuși supun votului acest proiect. Cine este pentru, vă rog să votați. Poziția Comisiei este clară. Domnul Juc, vă doresc succes. Da, mulțumesc. Cine este pe acorduri? Vă rog. Ordine de zi, colegi. Ultimele trei, colegi. 295. Dumneavoastră veți prezenta trei, da? Proiecte. Vă rog să luați loc. 295, 296, 297. Vă rog. Stimate domnule președinte, 19, 19, 20, stimate domnule președinte, stimați deputați, permiteți să vă prezint atenția dumneavoastră proiectele de legi privind ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Agenția Internațională pentru Dezvoltare cu privire la dezvoltarea sistemului electroenergetic național. Ține de aceste două acorduri în valoare de respectiv de 47,9 milioane dolari SUA și euro, pardon, și 13,1 milioane euro, țin de realizarea proiectului construcția liniei electrice aeriene tensiune 400 de kV între Vulcănești și Chișinău, extinderea stațiilor electrice de transformare
Vulcănești și reconstrucția stației Chișinău, construcția unui dispecerat național nou care va corespunde rigorilor ENSO-M și înlocuirea sistemului SCADA, sistemul de control automatizat și dispecerat automatizat al sistemului electronic național și sistemul centralizat de eficiență a energiei electrice, plus o componentă de gestionare a proiectului. Acestea țin de proiectele de legi 295 și 296. Dumneavoastră le-ați prezentat pe ambele? Da, ambele împreună, pentru că vorbim de surse de la aceeași, la Banca Mondială, Agenția Internațională pentru Dezvoltare, doar că în interiorul băncii fondul de dezvoltare regională a alocat o sumă adițională de 13,1 la cea 47,9. Întrebări, colegi? Colegi, cine este pentru? Unanim. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai aveți unul? Da. Vă rog. Componentă de grant. Deci proiectul numărul 297 ține de acordul de grant între Republica Moldova, Întreprinderile Stat Mold Electrica și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Vorbim de o componentă de grant de aproximativ 40 milioane de euro, care vine să suplinească finanțarea pentru stația back-to-back la Vulcănești. Banii sunt alocați de Uniunea Europeană prin intermediul BERT. Clar. Întrebări? Vă rog, cine este pentru? Unanim. Mulțumesc. Stimați colegi, noi mergem după formula prezenței autorului. Altcineva decât cei care au fost nu s-au prezentat. Poate pe viitor eu vă propun și altă metodă, atunci când poate vom avea un proiect foarte simplu, tehnic, să-l trecem și fără autor. Dar pentru aceasta este nevoie ca noi toți facem cunoștință. Dumneavoastră, pe lângă faptul că avem autorii, mai sunt indicați și deputații care sunt responsabili de acest proiect. Și o să vă rog de fiecare dată ca dumneavoastră, totuși, noi nu suntem specialiști aici, așa, multilateral, dar uneori este, de fiecare dată va fi necesar ca deputații să intre în esență. Ca noi nu cumva să votăm cu ochii închiși, să facem greșeli, ca pe urmă în plenul Parlamentului să ne trezim că noi am votat și nu știm ce am votat. Totodată, colegi, eu vreau să doar două cuvinte despre planul pe care noi l-am adoptat. În plan, pe luna noiembrie, practic, noi avem, era restanțieră luna noiembrie, noi nu am făcut nimic din plan. Și nu știu dacă noi o să reușim și pe luna decembrie să facem ceva, fiindcă a rămas strategie de reformă a poliției audiere, strategie de reformă a trupelor de carabinieri. Noi suntem la faza altui plan. Noi vrem să propunem alt plan, de aceea am să vă rog pe toți dumneavoastră să veniți cu propuneri. Se propune revizuirea planului, da? Eu am vrut să vă atrag atenția că noi în noiembrie și în decembrie nu am făcut nimic din planul ăsta. Propunerea era ca noi toate aceste acțiuni din plan să le transferăm pentru anul viitor și de acum să veniți cu propuneri pentru a planifica alte acțiuni și poate pentru prima jumătate a anului, nu pentru tot anul. O să vedem în funcție ce o să reușim. Întrebări pentru ședința de azi. Vreau să vă mulțumesc tuturor și vă doresc o zi frumoasă.